Meteorologia a emis o informare de vreme severă începând din această seară de la ora 21 până mâine seară tot la ora 21. Se vor înregistra ploi moderate cantitativ, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi mai ales sub formă de aversă, însoțite și de descărcări electrice în noaptea de joi spre vineri și în prima parte a zilei de vineri în Maramureș, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Banat și în Moldova. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, favorizând topirea parțială a stratului de zăpadă din zona montană. Izolat se va semnala grindină. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, mai ales în cursul zilei de vineri, local și temporar, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Vremea se va răci accentuat, devenind deosebit de rece la sfârșitul săptămânii în cea mai mare parte a țării și temporar vor mai fi precipitații, ploi în zonele joase de relief și mai ales ninsori în zonele montane și submontane.